La începutul primăverii s-au reactivat surpările de teren în mai toată zona de deal și de munte a județului. Drumul județean care leagă comuna Vintilă-Vodă de Sărulești s-a prăbușit pe o bună bucată și în prezent pe tronsonul afectat se circulă pe un singur sens, iar autobuzele de călători nu mai pot parcurge zona afectată. Este vorba de o alunecare mai veche, care s-a reactivat. Consiliul Județean a procedat la semnalizarea drumului și la restabilirea circulației în regim de urgență. A început licitația pentru achiziționarea serviciului de proiectare și urmează după aceea să fie achiziționată și execuția efectivă a drumului pentru reabilitarea acelei porțiuni de drum. Și drumul județean 203K este în primejdie de a fi afectat în orice clipă. La kilometrul 37, malul Slănicului s-a prăbușit, iar ruptura a ajuns la câțiva centimetri de asfalt. E vorba de o lucrare extrem de complexă, pentru că diferența de nivel între drum și mal, așa, este de aproximativ 50 de metri. Zona Alden este cuprinsă în proiectul de reabilitare a drumului județean 203K. Urmează să înceapă la fel licitația pentru proiectare și apoi pentru execuție. Zonele respective au fost semnalizate conform legii zonelor periculoase și a restricțiilor de tonaj. Pentru începerea lucrărilor de reabilitare nu poate fi stabilit încă niciun termen precis, deoarece în perioada licitațiilor pot interveni contestații care produc întârzieri. În cazul în care vremea se va schimba și va deveni ploioasă, este posibil ca alunecările de teren să avanseze, iar drumurile să fie întrerupte de tot. Locuitorii din Sărule și Bisoca ar putea fi izolați rutier, iar cei de pe Valea Slănicului ar fi obligați să facă un ocol de zeci de kilometri.